De a ajunge acasă are câteodată urmări grave, este lecția pe care a învățat-o aseară o șoferiță din capitală. A vrut să vireze la stânga, de pe calea Dorobanți, pe strada Teheran. Însă nu s-a asigurat. A fost izbită în plin de o altă mașină. În urma impactului, celălalt șofer nu a mai putut redresa vehiculul și a intrat pe trotuar, unde s-a izbit de un stâlp de electricitate și a lovit două mașini parcate. Doi pasageri au fost transportați la spital. Mai bine de o oră, traficul rutier a fost complet blocat pe un sens de mers.